Astăzi vă propun să discutăm despre integrarea europeană. Dar nu integrarea europeană abstractă, cum este ea percepută de guvernanții noștri și de o parte a societății civile prin povești despre liberalizarea regimului de vize, ci despre o integrare reală, așa cum ar trebui ea să fie la nivel de toate domeniile ale vieții din Republica Moldova. Și despre aceasta vom discuta astăzi cu directorul Institutului Problemelor de Securitate, Valeriu Stăle. Bună seara! Bună seara! 61% dintre intervievați în ultimul sondaj de opinii nici nu au auzit despre summitul parteneriatului estic de la Vilnius. Deși se face așa un tam-tam în jurul lui, dacă nu greșesc, se vorbește deja de vreo 3 ani, cred, de 2 ani cel puțin despre acest summit. Și guvernanții prin acești băieți de la guvernare, prin acest summit de la Vilnius, în principiu ei justifică orice mizerie care au făcut-o în acești 3 ani. Și oricum 61%, adică două treimi din populație nu știe nici despre existența acestui Vilnius. Noi de mirare, cei care ne pseudo-guvernează nu au absolut niciun rezultat și sigur că ei au nevoie de a substitui lipsa oricărei rezultate prin vreun șiretlic. Vreo 2 ani la rând, dacă ține minte, Leancă ne promite regim fără viză, tot dintr-o an în an, el spune la anul, la anul, e cam în 2013, sunt chiar la anul. Ei nu răspund pentru cuvintele lor, vorbesc de integrare europeană despre care în principiu practic nimic nu cunosc. Da, dar de ce populația nu știe nimic despre Vilniusul ăsta? Presa e a servitul guvernanților. În fiecare zilnic se vorbește despre succesele în domeniul integrării europene. Oamenii nu cunosc acest lucru. Pentru că pe oameni interesează viața zi cu zi și tot mai mult și mai des, și mine să mă bucur, ei nu mai ascultă brașoaiele și baladele astea despre integrare europeană. Ei se duc la piață, ei la serviciu, ei se ciocnesc cu sistemul structurilor de stat, cu ineficiența lor. Iată și pentru dânsă viața Republica Moldova. Dar discuții abstracte despre integrare europeană care nu înțeleg ce înseamnă nici chiar cei care vorbesc, nici cei care vorbesc. Timofte vorbești despre integrare europeană. Nu, el nu știe și asta. El personal nu cunoaște. Pur și simplu ziariștii, nimeni niciodată nu a încercat să apropie și spună ce înseamnă, haideți să vorbim, da, și pentru asta și la întrebarea ce e pentru dânsul integrare europeană, el o să spună, uitați-vă, o viață mai bună, un trai decent, salarii, asta e ce aici iures, restul, da, da, povești. Pe când integrarea europeană, asta e cu totul alt proces. Eu vreau să dau un exemplu. Haideți să luăm oricare țară prosperă din interiorul Uniunii Europene. De exemplu, putem să discutăm despre Germania sau despre Olanda. Oamenilor din aceste țări pot să le povestească cineva că Olanda se ocupă de integrarea europeană? Nu. Dar ea se ocupă de integrarea europeană, pentru că ea armonizează legislația, ea înaintează propuneri de modificare a legislației în diferite domenii, dar ea își dezvoltă în primul rând economia și cetățenii zi de zi au un proces de dezvoltare în toate domeniile. Social, medicină, educație, transport, așa mai departe. Iată asta e integrarea europeană. Despre asta și am început, pentru că am vrut să discut cu dumneavoastră pe domenii. Integrarea europeană este o poveste care e inventată de acești funcționari fule și așa mai departe, dar în realitate noi nu, cetățenii percep această integrare europeană simplistă, adică calibrarea regimului de vize. Și am vrut să discut cu dumneavoastră pe domenii, pe cât de aproape suntem noi de această Europa și de această integrare europeană. Marea parte a întrebărilor mele vor avea caracter retoric, dar vă rog oricum să vă expuneți, pentru că e foarte interesantă opinia dumneavoastră vis-a-vis de acest subiect. Să luăm învățământul. De exemplu, este european ca absolvenții, pe cât de european este ca absolvenții liceelor care au acum examenele de BAC să fie percheziționați, să fie filmați online, iar viceministrul învățământului să dea indicații cine dintre elevi să mai fie percheziționat. Vă răspund imediat la întrebarea asta, doar să finalizăm, pentru că am început emisiunea despre integrarea europeană și să finalizăm. Despre idee generală. Japonia este un stat prosper sau Coreea de Sud? Sunt foarte prosper. Ei se ocupă de integrarea europeană? Nu! Statele Unite se ocupă de integrarea europeană? Statele Unite se ocupă cu dezvoltarea țării. Dezvoltare în toate domeniile. Dar să nu este egal cu integrarea europeană. Deci trebuie să este facem indus un mesaj fals de guvernanță noastră. Un mesaj fals. În primul rând, statul și oamenii care se află la guvernare trebuie să se ocupe de bunăstarea cetățenilor săi. Să propună, în primul rând, un proiect economic viabil de dezvoltare.
Asta în primul și primul rând. În baza la ce apar resurse financiare, în baza cărora noi putem să realizăm ceea ce cu și o să discutăm cu dumneavoastră. Pentru că no money, no honey. Nu-s bani, n-ai cum să faci reforme. Și te prefaci ceva să faci dacă n-ai bani. Dar cum dumneavoastră, eu cu dumneavoastră să visăm să ne transformăm acest studio, de exemplu, în ceva egal cu CNN, dar bani n-avem. Nu, hai să discutăm cum cândva o să devenim, de exemplu, dar bani n-avem. Iată, fix așa, înseamnă statul nostru discuții despre integrarea europeană. Noi vrem, dar bani n-avem. Pentru că, în primul rând, trebuie să existe proiect clar economic. Noi astăzi, în baza la ce trăim? Remitență și, cum ei spun, datorii. Da, și datorii. Este proiect economic, noi cu asta, adică ne integrăm în Uniunea Europeană și vrem să fim ca Danemarca, Franța și Spania, de exemplu, eu spun, cu datorii și cu remitență, care vin, apropo, mai mult jumătate din Federația Rusă. Întrebarea prima, cum poți să te integrezi undeva sau să discuți despre standarde europene dacă nu ai un proiect economic? Noi când, după 20 de ani, cât timp asamblăm cu mâna întinsă? Au apărut a câtele dăm guvern la număr din aceleași persoane. Ce am auzit noi în Parlament despre? Noi avem de gând să propunem pentru dezvoltare economică și raz, doi, trei. Nimic, apropo, analiticii spun că partea economică a acestui program guvernului Leancă este copiată din niște manuale economice, și, dar și cu acest capitol de integrare europeană, da? Acest program de integrare europeană, unde agriculturii, de exemplu, că noi parcă până nu de mult eram considerat țară prioritară agricultură, este dezvoltată, este o singură pagină este dedicată acestui capitol. Pentru că ei nu știu. Ei nu știu să guverneze. Eu am unul critic. Eu vorbesc absolut deschis, direct. Și asta cred că corespunde opinii la majoritate. Ei nu știu ce înseamnă guverna o țară. E că cum vii și nu știi. Deci, nu, eu sunt șef. Și ce să fac mai departe? Iată, ei au nimerit în funcții. Ei, în afară de obiectivele care le aveau de a privatiza și restul, dar să mai utilizez noțiuni din codul penal, cu ce se ocupă ei, restul ei nu știu. Lor le trebuie măcar o acoperire. Cât noi să avem măcar și spune la ește. S-a inventat integrarea europeană, care le-a fost convenabilă și băieților din Europa. Occident, despre care, repet, nimeni nu știu. Amu, mergem mai departe pe capitolul despre care ați vorbit. Dacă nu e proiect de dezvoltare economică, dacă oamenii de pe o zi pe alta și deja de o perioadă foarte mare nu văd nici creștere economică și nu înțeleg de unde să apară banii, nu de unde să apară. Uzinii nu se deschid, agricultura nu e susținută, proiect de dezvoltare a țării în bază la tehnologie modernă sau ceva. Este pur și simplu nădușit. Nădușit. Politica fiscală o știm, corupție o cunoaștem și așa mai departe. Nu de unde să apară bani? De cine stă unde după colț și amuși după Vilnius, în ghilimele? O, nu știu ce semnat. Rezcă, brusc se va schimba. Ia că acum noi vă dăm bani. Nu absurd, nu absurd. Nu asta e excrocherie de rangul cel mai înalt. Amu, mergem pe domenii. Dacă în condițiile în care noi astăzi trăim, cu acest guvern concret, cu aceleași persoane care s-au discreditat timp de 3-4 ani, vorbiți de educație. Eu vorbesc de sistemul învățământului care este, el, în opinia mea, nu poate să fie simbol al statului polițienist. Adică o atitudine, eu vorbesc de, mai mult de nivelul de cultură, de atitudine față de viitorul acestui stat. Dacă copilul învață în clasa 8-a-9, el încă n-a absolvit gimnaziul și el se teme deja de BAC, peste 3 ani care va avea BAC, asta este normal, nu este normal. Nu e normal, dar dacă vorbim de standarde europene în întreg sistemul, că nu putem să vorbim numai despre BAC, întreg sistemul, da, de, întreg învățământ, sistemul da? De învățământ. Haideți, pur și simplu, să începem de la capăt. Ne uităm, dar cine conduce? Cine are viziune asupra întregului sistem de învățământ? Începând cu grădinița și terminând respectiv cu studiile superioare. Cine sunt persoanele care conduc acest domeniu? Câți ani au lucrat în general? Doar de a conduce oricare domeniu, oricare, se trebuie o experiență destul de serioasă și de lucru în acest sistem. În Republica Moldova, în ultimii 3-4 ani, foarte, foarte la modă acoperirea incompetenței prin, adică asta e foarte european, să ai manager, figură politică, ministru, figură politică și restul sunt manageri și restul o să fie ajutați. De unde ajutat? Dacă tu niciodată nu ai lucrat în domeniul ăsta, tu un an, doi, îți trebuie numai ca să înțelegi cum asta funcționează. Numai puțin, nu e real. Eu vă spun că om care lucrează 10 de ani în sistem de stat, numai aproximativ să înțelegi, dar cum asta funcționează, cum se realizează o indicație de sus până jos și mai des nu se realizează. N-ajunge, da. De voință oricare persoane, dar de interese, dar cum să combați. Asta e bătaie de cap, dar oameni nu sunt, dar bani nu sunt și mai departe. Din considerentele că oamenii sunt incompetenți,
n-au experiență, n-au viziune, doar venind într-o funcție, în primul rând, tu pentru ce ai venit în funcția asta? Nu, și tu ai devenit ministru. Dar pe dânșii nu întreabă când pe dânșii îi pun în funcție. Ei întreabă, discut cu dânșii și le pun sarcini, că nu zadar îi pun. Sarcinile nu țin de dezvoltarea domeniului. Exact, dar când accepți o funcție, totuși, noi vorbim acum cu dumneavoastră la mod ideal, cum trebuie să fie. Omul trebuie să aibă o viziune. Da, noi vorbim despre modelul european. Corect. Eu știu că mandatul meu e limitat. Să fii ministru niciodată nu știi. Poate pe o lună, poate pe 2 ani, poate pe 4. Dar maxim, mai mult nu poți fi. Rar așa cazuri să fii. Înseamnă că eu știu că maximum în 3 ani eu am ca X resursă, umane, financiare și maximum eu reușesc să fac 1, 2, 3. Anunț despre asta public, ea ca și vreau eu să fac și ne îndreptă resursele în domeniul ăsta. Dumneavoastră ați auzit, măcar un ministru, timp de 4 ani, nu unul măcar, spune și vrea el să facă, concret. În afară de prostiile care îi îndrugă despre integrarea europeană în ghilimele. Iată, spun eu, în general, nu prea am auzit un ministru să spună ceva la concret. Ei toți se axează mai mult pe dimensiunea asta pe lăvrăgele și cel mai bun demagog este, apropo, ministrul economiei Leancă, dar și Leancă e bun demagog, că eu de Lazar aveam vedere, un ministru care este pe domeniul cel mai important, de la care ți-a început dumneavoastră, de la care își pornește totul, este un demagog. Și chiar în programul acesta al noului guvern, în care ministrul, cred că Lazar a scris acest program pseudo-economic, se observă demagogia lor. Băieții au scris acest program noaptea, cred că când încă nu erau finisate negocierile și când Leancă, cred că era la Partidul Democrat și primea ultimele, eu nu știu acolo, săpuneri sau ce primea el. Nu, asta ce fel de atitudine față de actul guvernării? Iresponsabil, pur și simplu iresponsabil. În momentul în care tu ești în proces de negocieri și ești sigur că vei avea un nou guvern, vei avea o coaliție cu 53 de semnatari, ca o omertă asta italiană, când se așează băieții la masă și semnează, și dacă nu semnează, te duc cu picioarele înainte, sau cum Maria Ciobanu de la Partidul Liberal Democrat nu l-a votat pe Corman și a fost impusă să voteze încă o dată, că și-a rupt buletinul de vot. Clar că asta e o totală lipsă de responsabilitate. Dar nici nu știu dacă, cum în cazul lor, nici nu știu dacă se poate vorbi de responsabilitate. Cât timp ei nu primesc ripostă din partea poporului, iată, cât timp asta e tolerat, ei o să meargă mai departe, acolo e no limits. Dar cine să-i limiteze? Într-adevăr, pe guvernanță precedenței mai limita occidentalii. Aici ei erau foarte, foarte duri, foarte corecți, foarte exigenți. Când era Partidul Comunistilor la guvernare, ambasadorii statelor Uniunii Europene zilnic monitorizau ce se întâmplă și asta, apropo, era foarte bine, pentru că disciplina guvernanței. E disciplina. Poate... cel puțin era această monitorizare. Acum monitorizare nu există. Cine monitorizează? Ministrii. Monitorizează șefii lor de partide? Nu cred. Ei monitorizează societatea civilă. Societatea civilă este cumpărată de acești oligarhi care sunt la putere. Într-adevăr, dumneavoastră, corect spuneți că nu există... Funcționarii europeni tot ne monitorizează. Absolut. Din contra. Asta e istoria успеха, și așa, правильна дорога идете, товарищи. Dar cine din conducerea țării în ultimii 4 ani a ieșit vreodată la contact direct cu poporul? Cine din primele persoane s-a adresat la oameni să explice cu ce s-a ocupat un an sau doi? Vă aduceți aminte de vreo conferință de presă a primilor persoane, nu dedicate porcăriilor lor, între dânsi și discute acolo, dar foarte concret ce au realizat. Filat, când era prim-ministru, prezenta raportul ăsta prim-ministrului. Asta e foaie verde. El tot mai anunța odată. Nu am vedere că asta poate fi considerat ca o pseudo. Nu, că eu altceva am vedere. Eu am în vedere un mesaj a unor conducători despre concret rezultate realizate. Nu, așa ceva nu. Iată, am făcut, iată. Puteți să vedeți grădinița, puteți să vedeți spitalul, puteți să vedeți școala, puteți să vedeți o reformă dusă de la început până la capăt în X domeniu, nu contează care, iată ce am făcut eu, un an, doi, trei, pat. L-au aruncat pe istea la gunoi, a venit altul, Leancă primele cuvinte care le-au spus că trebuie să ne dați 100 de zile. Voi tot v-ați schimbat odată la 3 luni și tot ați vă dăm 100 de zile până în sfârșitul vieții, că adică să nu vă atingem, că voi tot aceleași fizionomii sunteți și să vă dăm 100 de zile, că adică să nu-i criticăm. Acum ne întoarcem deja direct la ceea ce m-ați întrebat dumneavoastră. Cu viziunea în domeniul integrării europene. Noi nu ne integrăm nicăieri,
Este foarte clar. Noi nu avem capacitate din punct de vedere economic de a corespunde standardelor europene nici următorii 10-20 de ani. Și asta eu nu spun speculativ. Pentru cei care ne privesc, uitați-vă la biroul de statistică pe site, vedeți care e PIB-ul nostru, comparați cu oricare țară a Uniunii Europene. Standardul, da? Deci dar modul noi putem de trai, compara cu vecinii, nu cu statele membrile Uniunii Europene. Înmulțiți la câți ani nou ne-ar trebui cu actuala creștere economică de zero, ca să ne apropiem de standarde despre care la noi îți vorbește. Dar standarde inclusiv. Asta e, ce îți vorbești la noi? 800, 1000 de euro salariu, pensie, așa mai departe. Nu adunați cifra asta, înmulțiți la cifra de creștere economică, poate, zero. Nu, dar poate se bazează pe speranța asta că integrându-ne ne integrăm în Uniunea Europeană, după care obținem fondurile Uniunii Europene. Și eu... Dar și ne te primești undeva până și nu corespund standardelor. România cu Bulgaria a fost greșeala Uniunii Europene recunoscută de 100 de ori și a fost spus never again. Că acolo s-au închis ochii din alte considerente la anumite aspecte, dar tot știu asta, e informație publică, că a fost regretat de 10 de ori și expus public. Da, Olanda apropo propunea doar excluderea lor. Inclusiv. Dar asta, da, asta gata, s-a terminat și n-a să mai fie niciodată, dar noi inclusiv până la România și Bulgaria, din punct de vedere economic, cât avem noi, să ne comparăm ca procent de dezvoltare economică și proiecte și așa mai departe. Până acolo. Ei timp de 10 ani și România și Bulgaria au primit alt tip de asistență, alt tip de beneficii, deja ca viitor membru, ca candidat de aderare. Asta e cu totul alt cântec. Dar noi cunoaște 0% creștere. Cât timp ne trebuie? Dar care este pentru noi, totuși, direcția mai să zicem, mai interesantă din punct de vedere al dezvoltării? Pro-est sau pro-vest? În primul rând, economiștii trebuie să așeze. Eu vorbesc acum absolut serios. Dar economiști cu viziune, care cunosc și asta agricultură, și asta industrie, și asta elemente de dezvoltare a statului, nu mai economiști de nu trebuie, de alții nu trebuie, să așeze și să numere. Și avem noi LZO de asta, și producem. Și putem să producem, măcar în principiu, în teorie, și poate face statul ca să stimulăm și unde putem noi să vindem toată producția asta. Și dacă statul dimineața pansara, credeți-vă în asta, 24 de ore să ajute oamenii de afaceri, în domeniul ăsta, păi unde noi vindem? Iată, așa se face politica externă. Deci întâi merge politica internă și apoi politica externă merge ca realizare a intereselor noastre de stat. Dar noi în loc și facem. Noi de întâi merge politica externă. Mie îmi place mai mult la Bruxelles decât la Moscova. De la Moscova cu mine nimeni nu vorbește. Sau eu am fobie că familia mea vreo două generații în urmă a suferit și eu de mic copil mă tem de Rusia și îi urăsc pe ruși, de atâta nu m-a întrupat. Asta nu e politică externă, asta nu e politică externă a unui stat. Și asta nu e integrarea europeană, asta e marazm. De ce nu se consultă cu populația? Mai mult de jumătate, de cine se consultă? Mai mult n-ar fi rău să consulte. Mai mult de jumătate din remitență. Din Federația Rusă. Din Federația Rusă. Ce relație avem noi cu țara asta? În general, care e dialogul? Dar care poate fi dialogul dacă permanent Moscova este atacată de către diplomația moldovenească? Dar primele persoane, că poți stabili dialog numai la nivel de primele persoane. Și în tipul dialog între Timofte și Putin. Nu smișnu atât. După declarație lui Timofte? Dar nu numai după declarație, pur și simplu. După nivelul lui? După și despre ce poate discute? Da. Eu nu știu despre ce Timofte în general poți discute. Da. Poate despre pescuit. Dar mai departe care nivelul? Declarațiile rusofobii care au fost făcute de Filat și de Leancă și mai departe, astea sunt relații și atunci noi problemele cum le hot. Până azi noi facem tot uită. Noi nu avem contract cu gaz și tot e bine, tot normal. Păi noi avem, exista planul gazoductului Ungheni Iași, care am înțeles că partea română de-am asistat acest gazoduct și poate de aia nu vreau să semnez contract cu Gazprom, că avem gaz românesc mai ieftin. Oamenii noștri care transmit de acolo bani și datorită cărora încă se mai mișcă măcar și va aici. Cum susținuți ei de statul moldovenești de cei care trebuie să fie responsabili de asta? Deloc. Cine poartă dialog cu Federația Rusă că să nu fie problemele astea așa de mari cu înregistrarea, la frontieră, să nu-i hărțuiască, cum se transfere banii, poate sunt probleme cu crima organizată, poate iei de pe dânși neva bani. Sunt o grămadă de probleme sociale. Nu cum să asistați? Dă nici cu. Că numai cine am stabilit că ei n-au cu cine vorbi. Iată politica externă, începem de la asta, că trebuie un proiect economic dezvoltat și atunci este sarcinile pentru politica externă. Dacă politica externă se orientează exclusiv pentru deservirea 1-2 lideri din Moldova și lustruirea imaginilor peste hotare, asta nu e politica externă țării mele. Dacă e să continuăm totuși să discutăm, într-adevăr,
care domeniu? Eu de ce am început cu domeniile astea? Pentru că când se discută, întotdeauna se discută la abstract. Noi vrem să ne integrăm în Uniunea Europeană și brusc, după integrarea în Uniunea Europeană, noi suntem fericiți. Să presupunem că noi suntem acceptați ca un proiect geopolitic, suntem acceptați să devenim țară membră a Uniunii Europene. Nu, ca țară membră, absurd, nu, dar nu putem să acceptăm că asta e ca și bine, ca asociat. Din momentul ăsta, noi ce? Vom avea mai puține probleme cu învățământul, unde noi avem într-adevăr incompetență totală și o atitudine ingrată față de acești elevi. Noi vom avea mai puține probleme în medicină, unde se încearcă privatizarea serviciilor medicinii de urgență, se încearcă privatizarea spitalurilor. Spitalul Clinic Republican este pe jumătate privatizat, laboratoarele se închid. Acum se încearcă în medicină, se încearcă introducerea parteneriatului privat-public, adică vom avea privați în medicină, inclusiv în laboratoarele care de medicină legală. Da, nu înțelegi nimic în general ce se întâmplă în domeniul ăsta și nimeni nu are o viziune, obligație de a procura poliță. Eu de câte ori mă adresez la medic, eu spun cu text deschis ca și oricare cetățean. Acolo fără X sute lei nu intri, pur și simplu nu intri. Nu, 100 de lei este consultația. Oriunde. Nu e clar că te duci cu bani, nu știi ce să ne prefaci. Trebuie să asta înțelegi, conștientizează. De aia și te impun să iei poliță, să cumperi. După care, statul te impune să iei poliță asta, pe care nu poți să o utilizezi, în condițiile noastre, nu, cu ei trebuie cine, Doamne ferește, să o îmbolnăvit, unde să aștepți să 2-3 zile acolo și... Nu, asta e absurd. Care e viziunea de dezvoltare a sistemului ăsta? Să vindem spitalele, să le... În centru, cât eu mai rămas acolo, Toma Ciorbă, ce mai este, să le ia cobă. Să le optimizăm că sunt 2 hectare de pământ, da. Втихаряша, să nu Toma se vadă. Ciorbă este cel mai interesant. Da. Toma Ciorbă și Spitalul 4. Asta e integrarea europeană în domeniul medicinii. Pur și simplu că nu o să fie unezi din partea mea, că nu mă răspuns până la capăt cu educație. Dacă ar fi o persoană, deci o persoană făcinică, un grup de persoane cu viziune în domeniul ăsta, experimentat, care a trăit o viață în domeniul ăsta, cum poți să mergi la educație pe cineva care toată viața nu a petrecut-o în pedagogie, este... Eu nu înțeleg, și rezultate poți să te aștepți. Oamenii care toată viața au lucrat în pedagogie și nu știu cum să diferite puncte de vedere, cum să realizezi. Dacă ei nu știu, nici măcar nu se orientează în spațiu, cum poți să realizezi? Dar, haideți să ne imaginăm, că vorbim de integrare europeană, am găsit 5-7 oameni cu viziune. Și începe ei calcula ce înseamnă racordarea la standarde europene a învățământului. Repet, începând cu grădiniță și cu studiile superioare. Acolo o să iasă așa o cifră. Că bugetul Republicii Moldova trebuie mulțit la nu știu cât. A, stop, noi așa bani nu avem. A, dar înseamnă că dacă nu sunt așa bani, noi nu avem cum să racordăm. A, da, dar facem măcar și putem. Dar și putem? Optimizăm. Și vedem. Optimizăm, salarii profesorilor le promitem, dar nu le ridicăm că n-avem de unde, dar de unde să avem dacă n-avem bani, pentru că nu gândim cum să dezvoltăm țara, ne gândim cum să călătorim și să ne laudăm că am fost în nu știu câte țări. Așa, так дело не пойдет. Pur și simplu, așa e, că cu așa apucături nu o să meargă. Nici în educație, nici în medicină și nici într-un domeniu. Pentru că în fruntea acestor structuri trebuie să fie persoane. A, super experimentate în domeniul ăsta, care știu toate problemele. B, care știu standardele europene. Când spui că vreau să racordez la legislația Uniunii Europene, să trebuie să o știi. Trebuie să o cunoști. Câți de miniștrii noștri au citit legislația europeană în domeniul pe care el patronează? Nu vreți să întrebați, nu dumneavoastră, dar oricare jurnalist ducă la Ministerul de Interne, la ministerul, oricare, măi, că eu nu vreau să-l numesc. Duc și spuneți-mi, vă rog, câte... Nu, dar toate ministerii dorau câte un serviciu de relații externe și integrare europeană. Причем тут это? Ministrul cel care conduce. El, nu, ministrul sigur că nu știe. Eu nu cred că nici băieții ăștia care clar lucrează că... la nu, asta serviciul e clar, ăsta. Dar pe dâns și pe mine de asta încă și mai puțin mă interesează. Dar cum persoana care conduce un domeniu, e că el îl conduce și e responsabil, el nu cunoaște unde se îndreaptă, că el nu cunoaște cum e legislația, care e standardele, dar el zice că dar noi ne ducem încolo. Cum tu nu cunoști? Pentru că asta e trendul, trebuie să spui așa, el nu crede, ei nu crede, lor nu le trebuie în Uniunea Europeană. Nu înseamnă că asta nu se lucrează. Acolo nivelul de control din partea societății. În primul rând, noi nu putem să mergem spre Uniunea Europeană pentru că noi nu avem o societate civilă care ar monitoriza actul de guvernare. Pentru că cu astfel nivel de corupție, care noi băieților le e interesant să rămânem în mocirile astea, să nu dezvoltăm niciun fel de instrumente. Și eu am mai abordat de câteva problema asta, dar noi, în general, în proces participăm în strada Ștefan cel Mare? Cine se ocupă de
restul localităților. Și integrarea europeană, astăzi noi avem, de exemplu, la Soroca, Bălți, Cahul, Ungheni. E că acolo cine lucrează? Ca să acolo integrezi în Europa, trebuie să le faci drumuri spre acolo spre Soroca. Ministerii NUS. Acolo sunt care structurile acolo? De administrare locală? Da. Înseamnă consilierii, da? Consilierii și primarii, ei sunt și care se ocupă. Ia vă somăleai. De orice numai, nu de asta. Dacă ei noi de ministri nu înțeleg despre ce vorbesc, dar oamenii de acolo, ei trebuie să ajutați, lor trebuie să le se explice. Noi avem nevoie de consilieri centralizat de aici de la Chișinău, băieți care știu tot despre integrare europeană și care să lucreze împreună cu consilierii locali, să-i ajute, să le ofere asistență. Ce înseamnă să te adresezi la oricare structură europeană astăzi pentru un proiect? Foarte mic, de 5-7.000 de euro. Să cunoștință a limbii engleză, a procedurilor, știi să scrii, să te adresezi, să participi în tender. Mulți de aceștia avem noi. Eu cred că nimeni nu știe cum scrie un proiect, cel puțin. Și atunci, ce se întâmplă în teritorie? Ei trebuie învățați să scrie proiecte, pentru că multe localități, chiar Budeștiu, nu departe de Chișinău, foarte multe proiecte are cu Germania. Și aduc fonduri, primărița asta aduce fonduri și se vede deodată acolo, le-au construit un centru cultural, le-au mai construit ceva. Și eu sigur că fiecare localitate ar putea câștiga fonduri. Corect, dar... Ei trebuie învățați să scrie cel puțin acest proiect ca să aplice undeva, măcar... Și cine ei? Că acolo de obicei policienii, consilierii prin localități sunt cam 50, de la 40 de ani în sus. Oamenii ăștia nu sunt gata să învețe limba engleză și începe să scrie proiect. Acolo trebuie tineri care... Corect. Da, nu, asta e o... Vă imaginați? Amuți început să vă imaginați. Tinerii de pe loc numai trebuie să-i ofere o perspectivă că el să rămână în sat. Cum el să rămân dacă el din clasa 8 visează cum va pleca în Italia sau la Moscova? Curie. Și atunci cine sunt oamenii care de asta se ocupă? A, nu sunt așa oameni. Dar atunci de ce vă permiteți să vorbiți că noi ne integrăm, că... Făi verde. E o perspectivă foarte sumbră, dar dumneavoastră vedeți cumva, în afară de idei generale, gen noi avem nevoie de 5-7 oameni cu o viziune strategică, Eu nu cred că noi avem nevoie. Noi vorbim concret, v-am dat un exemplu cum într-un minister. Într-un singur domeniu. Ce probleme sunt într-un singur minister, că dacă găsim 5-7 oameni, concret în ministerul ăsta, cu viziune și cu cunoștință. Dar noi să-i găsim, eu deodată spun. Eu vă spun că noi găsim. Dar dacă ei pe toți, uitați-vă și în domeniul de cadre, acum, eu nu știu, noi întotdeauna am fost țara finilor și cu metrelor, da? Dar eu nu țin minte ca să fie un fin vicepreședinte a Parlamentului, un anaș să fie președinte Comisiei Juridice a Parlamentului și dacă mai căutăm acolo tot să fie fin anaș, în primărie, coleg de clasă, frate, sore, uitați-vă câte primării locale, câte știri sunt, că tata e primar, fișorul e viceprimar, fratele e primar, sora e viceprimar. Eu înțeleg că ei sunt majoritatea dintre dânsi și sunt oameni elevați, iar restul, scuzați-mi pentru expresie, bâdlă, și de acolo n-ai de unde alege, dar eu nu mi-amintesc de un astfel nivel de caricaturizare a actului guvernamental, începând de la Chișinău și terminând cu localitatea X. Istorie de succes. Istorie de succes pentru care trebuie să mulțumim europenilor. Și dacă totuși, noi avem foarte puțin timp, și dacă totuși să discutăm cu ce am început despre acest summit parteneriatului estic de la Vilnius, păi 61% n-au auzit nimic despre acest summit și 43% dintre cei care au auzit cred că nici nu va fi parafat acest acord. El poate fi și semnat. Eu vorbesc în principiu. Iată, ne imaginăm, eu am dat exemplu 10 de ori. Haideți să ne închipui, nu așteptăm până în toamnă, dar mâine dimineață, la ora 10, s-a semnat, nu la Vilnius, dar la Bruxelles, acordul de asociere Republicii Moldova cu Uniunea Europeană și acordul de liber schimb. Iată, mâine dimineață la ora 10. Nu, mâine seara la ora 5. Ce se întâmplă? Ce s-a schimbat? Soarele va răsări mai repede. Nu, real, ce s-a schimbat în viața oamenilor? După ce semnez un acord cât să-mi dă 100 de miliarde de euro? Oamenii cred că așteaptă că vor avea vize și Uniunea Europeană va da foarte mulți bani pentru construcția de drumuri. Uniunea Europeană mai mulți bani deja nu prea o să dea, că nici nu are cui da și guvernul ăsta știe mai bine decât noi Uniunea Europeană și prezintă. Pur și simplu interesul Uniunii Europene este unul pur geopolitic. Uniunea Europeană își dorește, prin semnarea acordului de liber schimb, spune aici un drăpel, e că ești la Chișinău, cum e departe din Istru nu merge, regiunea Transnistriană a spus că e nix,
nas fie cu acordul liber schimb. La Chișinău, asta e zona de comerț liber cu Uniunea Europeană, respectiv, noi nu putem discuta, de exemplu, alte alternative, ca Uniunea Vamală, ca altă cooperare cu Federația Rusă, așa mai departe. Economiștii, politicienii nu mai pot discuta că ești angajat în alt spațiu. Cum nu ne trebuie vreo 3 emisiuni, dar cred că să vă ajung odată timp și vă îndemn să faceți asta și invitați și economiști, discutăm despre acordul de liber schimb cu Uniunea Europeană, ce impact va avea asupra vieții noastre. Bine, vă mulțumesc pentru această idee și mulțumesc pentru participarea la emisiunea noastră. Stimați telespectatori, vă mulțumesc că ați fost alături de noi în această seară. Vă doresc o seară bună și la revedere!